Bună ziua, domnul primar, bine v-am găsit. Bine ați venit. Spuneți-ne pentru început cum ați început acest an, deși a început de ceva vreme. A spus bine, repet, bine ați venit încă o dată în Comuna Bogdănești. Azi mâine se încheie primul trimestru. L-am început bine, ca să spun așa. A dat bunul Dumnezeu și niște zăpezi pe care le-am benefice de altfel pentru aceste zone și ca în general peste tot. Ne-am descurcat și cu drumurile, deci nu am avut drumuri întroienite, deci pot să mă exprim așa fără evenimente. L-am început bine, avem planuri mari pentru acest an, avem și câteva contracte de finanțare semnate, avem obiective de terminat și avem speranțe foarte mari, unele depind de noi, altele depind de alte autorități, sperăm să le ducem la bun sfârșit. Toate aceste planuri se fac cu bani. Cum se prezintă bugetul pe acest an? Aveți dreptate, se fac cu bani. Bugetul, comparativ cu anul trecut, pentru că este un bun punct de comparație, este puțin mai generos, deci undeva la 1,5 miliarde, să discut pe date concrete, mai generos ca anul trecut. Noi ne preocupăm în permanență de strângerea fondurilor de care noi suntem responsabili și astfel mă pot exprima că este mai generos bugetul, deoarece și gradul de colectare a fost pe măsură. Avem peste 95% grad de colectare, de asta am primit conform formulei de calcul de la finanțe și ceva bănuți mai mult, dar vorba românului, mai este mult până departe, mai avem de strâns. Dacă am zis peste 90 și ceva, de la 90 și ceva până la 100%, deci procentul este mic, dar sumele relevante ca semnificație. Acest buget ne asigură, l-am chivernisit, ca să spun așa, pe obiectivele de investiții pe care vrem să le terminăm, dar din păcate, că întotdeauna așa este, din păcate avem fosta ordonanță 7 care ne trage mult înapoi, respectiv lucrări executate, recepționate și neachitate. Fac referire la cele 3 poduri care s-au început din 2007. Firma a intrat în insolvență, a câștigat și procesul cum era firesc și pe lângă debitul cu care suntem încărcați, respectiv 6.600.000, prin procesul câștigat ne-au pus și la plata unor penalizări de 1.400.000. Avem prin ordonanța 28, ordonanța care știți foarte bine l-a inclus pe celelalte ordonanțe dinainte și am făcut toate demersurile. Am găsit înțelegere la Consiliul Județean, o spun cu toată responsabilitatea și suntem pe drumul cel bun, deci prin ordonanța 28 trebuie să primim cei 6 miliarde și ceva pentru, repet, pentru soldul reprezentând lucrările, debitul, urmând să plătim penalizările din bugetul propriu undeva într-un an, doi, cum o să găsim înțelegere. Repet, este o sentință definitivă și irevocabilă. Am dezvoltat acest subiect pentru că bruma de bani care este în plus, făceam referire la buget, o să meargă la aceste penalizări. Dar de continuare suntem, obiectivele bănuiesc că... Ca să nu vă mai spun de continuare obiectivului, de continuare, de finalizat, firma fiind în insolvență, este vorba de firma, cred că am voie să spun, PSV Companii, să vedem cum le vom finaliza, pentru că este păcat în momentul în care primim acești bani să nu finalizăm podurile fiind făcute într-o proporție de 80%. Sperăm, deocamdată, pas cu pas, să găsim acești bani, să nu mai fim amenințați cu intrarea în insolvență, cum se poartă acum și nu aș vrea să spun că este la modă, nu este deloc benefic nici pentru județ, cu atât mai puțin pentru noi ca UAT.
Deci ca aspect de noutate. Dar, repet, am făcut demersurile necesare, am găsit înțelegere conform legii și suntem în posesia de a primi contractul de finanțare de la minister pentru această sumă. Din nou, se face un proiect Excel, am demonstrat nu atât prin hotărârea judecătorească, cât și prin facturile recepționate cu viza. Deci suntem pe drumul cel bun referitor la cealaltă componentă a ordonanței 7, o spunem cu mândrie, este finalizată, pentru că puținii bani care i-am primit, i-am dirijat pe această componentă. Am zis decât să le începem pe toate, să nu fie nimic finalizat. Și deci componenta de apă de la ordonanța 7 este finalizată, respectiv 4 sate au apă de 2 ani de zile. Satele din sud. Apă care funcționează, lumea este mulțumită. Spuneți-ne ceva despre planuri de investiții. Planurile de investiții, și mă grăbesc să pomenesc contractele de finanțare care suntem în posesie, că până la urmă un primar este sigur și o primărie în momentul când ai semnat contractul de finanțare. În momentul de față avem contract de finanțare semnat pentru centru de zi renumit After School, dar procedurile sunt foarte greoaie. Și deci avem contractul de finanțare, centru de zi After School-ul, care se construiește în satul Unțești. Am prelungit, datorită procedurilor greoaie, am prelungit termenul de realizare undeva la 15 mai anul viitor cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Deci suntem pe drumul cel bun și la acest capitol, deoarece vom avea timpul suficient să-l finalizăm. Zilele trecute și cu bucurie mă exprim, am semnat contractul de finanțare prin Galu Podunalt și pentru achiziția unui utilaj, a unui buldo-excavator. Suma nu este relevantă pentru un buldo de 100.000 de euro, dar ne ajunge pentru achiziționarea unui utilaj cu echipamentul necesar, față, spate, cu lamă pentru iarnă, echipamente pentru săparea șanțurilor și așa mai departe. De asemenea, avem proiecte depuse pe ordonanta 28, proiecte depuse din decembrie la Consiliul Județean, cu fișă de includere în obiectiv, fac referire la asfaltarea aproape 5 km în satele Unțești și Ulea, drumuri de mare importanță, care o să deservească populația către școli, către o biserică. Deci avem 4,8 cu proiectul depus, cu PT-ul terminat. Da? Suntem la într-o fază avansată, ca să nu vă spun. Ce se aude de drumul județean care leagă drumul european? Vroiam să fac referire și într-o discuție, într-o vizită care am făcut-o zilele trecute, într-o vizită de altfel foarte dese la Consiliul Județean, avem promisiunea, pentru că suntem conștienți de dificultățile financiare care există și la acest nivel. Anul ăsta o să fim ajutați măcar o parte, să vă spun din punct de vedere tehnic, măcar o bandă, pentru că ați văzut, arată foarte rău și după precipitațiile din această iarnă. Nu vă spun o noutate, speranța moare ultima, repet, ne-au ajutat și cu banii aceștia prin ordonanța 28, ne-au ajutat și la alte capitole, poate să se facă și drumul județean. La legea 165... La ce nivel vă aflați? La legea 165 am respectat într-un totul regulamentul și legea în vigoare. Am încheiat contract conform procedurilor în vigoare. Să spun că avem 50%, aș exagera undeva, la un 40-45% documentație primită. Ați văzut, înainte de începerea interviului, a venit domnul secretar și spunea de inginerul respectiv. Este unul din inginerii de la firma cu care am încheiat contract. Stăm bine, avem undeva la 40%, spun, documentație predată, astfel încât ne îndreptățește să gândim că până la termenul stabilit de lege vom fi gata. Nu ridică probleme deosebite.
cu banii cum v-ați descurcat? La ce preț ați încheiat per hectar, să zicem așa? Ma să nu desconspir, am încheiat sub media care s-a făcut, undeva la sub 20 de lei. Deci pot să undeva la sub 20 de lei. Având și o suprafață foarte mare, ne încadrăm în suma maximă admisă de 30.000 de euro. Vi s-au promis niște bani de la guvern. Ce se aude de acei bani? Eram plecați într-o vizită la care o să fac referire dacă sunteți de acord și amănunte nu știu decât din relatarea celorlalți colegi și a secretarului de la noi din comună. Am înțeles undeva la 6 lei, enorm de puțin. Restul urmând să-i acoperiți din bugetul? Din bugetul. Contractul în niciun caz în acest an. Dar am găsit înțelegere și este stipulat în contract, se va derula din punct de vedere financiar și pe parcursul anului viitor. Deci trebuie să ne aștepte, nu că n-au încotro, dar nu sunt posibilități practice financiare. O să reușim la anul ăsta o să dăm, deci eșalonat, de o manieră ca nici firma să nu moară, să spun, pe românește și să-i dăm posibilitatea să-și exercite. O să o ducem și aceasta la bun sfârșit. Deci vis-a-vis de legea 165.